Hai, noroc, îmi spune Stas. Guvernarea s-a apucat de capul lui Lanșor. Să nu mai vadă în politica moldovenească, iar unele servicii secrete, posibil, exact nu se știe, s-au apucat de guvernare. Conturile ministrului Spânul, Litvinenko, Maia Sandu și alte persoane importante din Republica Moldova au fost sparte, iar perepisca a fost făcută publică, toate tainele au devenit tezaur național. Și totuși cu greu, dar a apărut pe masa guvernului acel proiect de hotărâre privind neconstituționalitatea activității partidului Șor. Pe când Șor riscă să rămână fără partid, la orice distracție de hramă orașul a mers băț. Unii au dansat, iar alții au fost călcați în picioare, bulucindu-se în rând după un cârnăcior făcut la grătar. Desigur, Nașaru. Mai rău, ca în țara vecină, ăia sunt în stare de asediu și război și nu se bolucesc așa stând în rând după apă ori ajutoare. Iar situația din țara vecină nu este în favoarea armatei ruse. Ministrul apărării a Federației Ruse, Șoigu, ieri a ordonat retragerea din orașul Kherson. Ce e asta? Iarăși este un gest al bunei voințe? Despre toate vorbim în continuare. Uitați-vă numai decât până la sfârșitul filmului. Pe 9 noiembrie, în spațiul public a apărut corespondența privată a oficialilor de rang înalt din Republica Moldova. Canalele de Telegram a ministrului Andrei Spânu și a președintei Maia Sandu au fost sparte. Mai multe conversații atribuite ministrului Litvinenko au fost publicate. Despre existența unor conversații private care ar aparține ministrului Justiției s-a aflat după ce a fost spart canalul de Telegram al președintei Maia Sandu. Autorii au publicat un mesaj în care anunțau mai multe dezvăluiri publicate pe un site. Același mesaj a apărut și pe canalul ministrului Infrastructurii Andrei Spânu. Pe adresa indicată au apărut mai multe conversații private, despre care autorii pretind că aparțin ministrului Justiției. Unele dintre ele datează încă de anul trecut. Totodată, guvernul a recunoscut că miercuri 9 noiembrie au fost sparte mai multe conturi de Telegram care aparțin unor demnitari de stat, printre care contul președintei Maia Sandu și cel al vicepremierului Andrei Spân. Bună ziua, colegi! Înțeleg că conturile oficiale ale unor oficiale au fost sparte. Este vorba și de președintele țării, dar și de viceprim-ministru Andrei Spânu. Știu că și alte persoane oficiale au avut conturile de Telegram sparte. Prim-ministru Gavriliță l-a rugat pe ministru pentru digitizare, Țurcanu, să ia măsuri pentru protejarea surselor de comunicare și înlăturarea pericolelor de spargere. Desigur, atât Litvinenko cât și Spânu au spus că cele scrise sunt un fals. Noi am avut o sesiune de securitate cibernetică. Dar eu vă rog, domnul Țurcanu, în următoarea perioadă să lucrați împreună cu membrii guvernului ca să ne asigurăm că nu este, deci folosim în siguranță toate tehnologiile informaționale. Ce să vă zic? Uitându-mă la cele ce se întâmplă cu armata rusă în Ucraina, veți întreba ce treabă are. Are și directă. Uitându-mă cum armata rusă pierde metru cu metru ceea ce a declarat deja în urmă referendumul teritoriile sale, prin minte se strecoară întrebarea. Ce circumstanțe ar căuta ei care ar putea schimba situația pe câmpul de luptă în favoarea lor? Și doar o variantă se conturează clar, în afară de cea nucleară. O guvernare în Moldova loială ca să aibă posibilitatea să utilizeze spațiul aerian al nostru, precum și teritoriul pentru a crea al doilea front. Transnistrienii poate nu-și dau seama, dar în zadar. Pentru că toți bărbații de până la 55 ani din regiunile anexate ale Ucrainei au fost înrolați și trimiși pe prima linie. Pe iunie, Makiivka, central na garadskoi raion. Вот забрали документы у мужа и требуют, чтоб его сейчас увезли. Документы не отдают, идет, говорят, всеобщая мобилизация, хотя военное положение не введено. Он не поедет с вами в военкомат, он в военкомат не поедет с вами никуда, никакого военкомата. Asta îi așteaptă mai întâi pe transnistreni, apoi pe noi, cei de pe malul drept al Nistrului. Și iată că cel pe care miza Moscova Ilanșor cu mișcarea lui, care avea menirea să dea jos actuala putere și instaurarea unei promoscovite, a ieșuat. Mai multe persoane au fost arestate, bani ridicați, grupurile active împrăștiate, iar partidul Șor este la un pas de a fi declarat
anticonstituțional. Și iată că presupun eu, pentru că dovezi nu am, doar analiză și contrapunerea faptelor prin analogie, faptele deja cunoscute pe care serviciile secrete ruse le-au întreprins în suala alegeri, Britania și alte țări, am ajuns la concluzia că serviciile secrete au întreprins o lovitură cibernetică spărgând conturile deja a demnitarilor din Republica Moldova. Scopul este denigrarea întregii guvernări pentru a încinge spiritele în societate. Și dacă șor nu mai are armată să înfătuiască ideile dictate, poate se găsește și alt lider de stânga pentru acest rol să preia mișcarea dată. În astfel de situații, dacă nu ai gândire critică, nu treci prin analiză și sinteză astfel de informații, desigur că riști să mergi pe o cale greșită. Și nu contează ce conține perepisca lor. Nu este vorba de veridicitatea conținutului din mesaje, ce a fost până la spargere și ce deja este desenat acolo. Oricum, nimeni nu este sfânt. Sigur că și aceștia de la PAS au mișmașurile lor. Dar haideți să fim mai serioși. Chiar credeți că cei care azi sunt la guvernare sunt mai răi și corupți ca guvernarea Plahotniuc, ori Dodon și Povoronin? Cui mama dracului au trebuit acești pânul Litvinenko, Maia Sandu și ceilalți? Isfecito cui prodest, din latină înseamnă a făcut-o cel cui este de folos, ori cui îi va folosi, numai nu nouă. Pe timp de criză globală și război la hotare, asta ne mai trebuie să intrăm în alegeri anticipate orice este mai rău lovitură de stat. Să nu uităm, vrag ne dremle, să fim prudenți și să nu intrăm în jocurile dușmanului. Fiți cu ochii pe ecrane pentru a viziona noile filme. În sfârșit va ajunge și sesizarea mult așteptată pe masa judecătorilor de la Curtea Constituțională. Dar lung a mai fost drumul. Ministrul Justiției a venit cu un proiect de hotărâre în fața cabinetului de miniștri. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea sesizării privind controlul constituționalității partidului politic Șor. Litvinenko invocă că partidul Șor ar fi încălcat în totalitate articolul 41 din Constituție și dovada sunt faptele săvârșite, întărite cu dovezi pertinente. Deci, confirmate cu material doveditoriu în urma sancțiunilor aplicate pe care le-a avut partidul Șor practic în toate scrutinile electorale. Sunt de menționat următoarele. Constituția Republicii Moldova prevede la articolul 41 alineat 4 următoarele. Partidele și alte organizații social-politice care prin scopurile ori prin activitatea lor militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituționale. De la momentul creării sale, Partidul Șor a participat în cadrul mai multor scrutinii electorale. În aproape toate scrutinile a fost sancționat pentru încălcarea legislației electorale. Și nu au fost simple încălcări, ci încălcarea legislației cu privire la finanțarea partidelor și a concurenților. Altfel spus, a fost sancționat pentru finanțare ilegală. Și în cazul acestor încălcări, partidului Șor i s-a aplicat cea mai severă sancțiune electorală posibilă, anularea înregistrării. Astfel, partidul Șor a fost exclus din cursa electorală în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, în cadrul alegerilor pentru primăria municipiului Chișinău din 2018, în cadrul alegerilor pentru circumscripția Hâncești din 2020 și în cadrul alegerilor pentru primăria municipiului Bălți din 2021. Toate încălcările legislației cu privire la finanțare au fost confirmate prin decizii definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată. În același timp, la momentul de față, partidul este investigat și în cadrul unei cauze penale, la fel pentru încălcarea legislației cu privire la finanțare. Toată țara a văzut pungile cu bani, cu foarte mulți bani, care în primul rând au o proveniență neclară, iar pe de altă parte nu sunt reflectați în rapoartele financiare așa cum prevede legea. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritatea voturilor, ceea ce înseamnă că în timpul apropiat sesizarea va ajunge la Curtea Constituțională. Așa este. Rog să susținem aprobarea acestei sesizări. Colegi, cine este pentru aprobarea acestei sesizări la Curtea Constituțională? Aprobat. Vă mulțumesc. Bine, să vă ajute Dumnezeu. Să vedem Republica Moldova fără oligarhi, trădători și tot felul de agenți străini, fără scheme și corupție.
Să nu credeți că cel ce are bani este asemenea lui Dumnezeu. Mai sunt și oameni onești care nu prețuiesc banul mai mult ca onoarea și demnitatea. Păi iată că astfel de panorame ca Șur, mereu își vor rupe colții în astfel de cetățeni. La Orhei a fost hramul, iar orheienii care au reușit să ia au fost serviți cu o caserolă de mâncare în care era un cârnăcior preparat la grătar și salată din varză. Odată deschisă, taraba unde se ofereau caserole cu mâncare gratis a fost luată cu asalt. Zeci de oameni s-au îmbulzit pentru a primi o porție de cârnăcior cu salată de varză. Mai mult, unii s-au arătat revoltați că pot lua doar câte o caserolă. Doamna, a fost greu să obțin o porție de mâncare? Tare greu! Nu pentru un cârnăcior cu salată, să-ți supui stresul neuronii și să te calce lumea în picioare nu e demn deloc. Ce e asta? Indicator al foamei, ori este un instinct de vânătoare. Nu a lipsit nici Ilan Șor cu felicitările către orheieni. Dragii prieteni, сегодня как будто мой день рождения. Я ощущаю его ровно точно так. Потому что мы в своем родном городе Варгееве я состоялся как человек, как politic, как man. Ce vedem? Un stăpân care e fugar din țară, peste mări și țări, dar care din când în când mai face pentru susținătorii săi câte o sărbătoare. Și nu atât Șor este de vină în cele ce are loc, ci valorile degradante, cramponate de mințile cerul ce cred în astfel de indivizi ca el. Știți ce convingeri și valori au astfel de persoane? Că ar trebui să fie restabilită URSS, să fie formate iarăși colhozurile, pentru că altă îndeletnicire decât să facă de alegurii cu sapa ei nu știu. Este o eroare cognitivă, distorsiune cognitivă, cum se mai spune, răspândită la o mare parte a populației din fostele republici sovietice. Credința că poți avea aceleși emoții și trăi aceleși evenimente pe care le-ai avut în trecut. Desigur că asta nu poate avea loc. Viața merge înainte și nu face niciodată cale întoarsă. Asta ar trebui să cunoască acești oameni. Dar nu cred că Șor duce lecții de psihologie. El are alte scopuri. Armata rusă se mai retrage dintr-un oraș, din centrul regional, orașul Herson. Asta declară ministrul apărării Șoigu. Согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Да что ты, черт побери, такое несешь? Iarăși auzim aceleași justificări. Avem grijă de soldați, avem grijă de populația civilă, etc. Deci, impotența sa o justifică cu bunătatea sufletului. Dacă citim printre rânduri, vedem că, practic, Federația Rusă nu mai are armată instruită, dotată cu armament performant și capabilă să învingă pe câmpul de luptă. În prima săptămână, ei au ajuns până aproape la Kiev. Dar din cauza pierderilor s-au retras, cum s-au retras din Cernigovskaya oblast, Sumskaya, Zhytomyrskaya, Kharkovskaya, de pe insula Șerpilor, iar azi deja din Herson. Și totul este un gest dobrei voli? Cine crede este complet lipsit de logică. Când nu poți, cauți motive să justifici impotența. Dacă puteau să o facă, o făceau în prima lună și cu armata care o aveau atunci, la 24 februarie. Azi ei au pierdut cele mai bune instruite trupe, cea mai bună tehnică și nici susținere de la foștii aliați nu mai au. Și nu mai au nici efectul surprinderii. Deja nu îi ajută nici mobilizarea. Cei noi înrolați, o mare parte, nici nu știu cum să lupte. De asta cad pe câmpul de luptă în primele zile. Bine, urmăriți cu atenție evenimentele ce au loc pe canalul DAT. Hai noroc, pace, sănătate și Dumnezeu să vă ferească de primejdii și de cei nebuni. La revedere!